Președintele clubului elevilor liberale, Adrian Chiran, a anunțat astăzi organizarea celei de-a doua ediții a galei premiilor acestei organizații. Este un eveniment dedicat tinerilor meritoși. Ne vom organiza duminică, 3 aprilie, la ora 19, cea de-a doua ediție a galei premiilor Cel Giurgiu. La această gală vom premia tineri din societatea civilă care au reprezentat cu succes orașul Giurgiu la un nivel foarte înalt și care au obținut premii importante, precum și tineri care au avut o activitate foarte vastă în Clubul Elevilor Liberale. La premierea de duminică sunt invitați și lideri ai PNL Giurgiu, precum și reprezentanții mass media.